Dosarul crimei înfiorătoare ridică în noi semne de întrebare care l-ar incrimina pe iubitul Danei. Mai mult, avem imagini în exclusivitate din curtea presupusului asasin și vom vedea cum ar fi încercat Sergiu să scape de probele care l-ar fi incriminat. Și asta nu este tot, avem și informații halucinante despre ce a făcut iubitul Danei după dispariția acesteia. A fost sau nu în locurile în care a fost găsit trupul Danei? Aflăm lucrurile astea puțin mai târziu. Li s-a alăturat și domnul Mihai Untaru, colonel în retragere, care uite ce frumos marchează ziua de 24 ianuarie. Bună seara și bine ați venit! Lasă-mă să vă urez la toți la mulți ani, vouă și telespectatorilor noștri, pentru că e mica unire, e o zi deosebită. Pentru mine marcantă. Sigur, și pentru noi. Noi nu stăm acasă, dar în rest o simțim la fel de frumos ca pe o sărbătoare națională. Aș vrea să completez doar două cuvinte. Tare aș vrea ca ziua asta să încerce să îi apropie pe români mai mult. Să uităm de ură, Nu ne-ar ajunge o zi, ar trebui mai multe. Mai mulți ani. Ne-ar trebui în fiecare zi mai mulți ani. Poate un exemplu de o zi ne-ar ajuta mai mult. Sigur. Doamne ajută! Radu, bună seara, Radu Rotaru, mulțumim că ești alături de noi. Bună seara, bine v-am regăsit. Încercăm și astăzi să răspundem întrebărilor din acest caz și aștept mesajele celor de acasă pe numărul nostru de WhatsApp. În legătură directă cu noi prin Skype, doamnelor și domnilor, este profilerul FBI Mihaela Brooks. Bună seara, doamna Brooks. Bună ziua! Mulțumim tare mult că sunteți alături de noi. Și vă mulțumesc. Iar prin Facebook este Florin, fratele Danei. Bună seara, Florin. Bună seara la toată lumea, frate. Și la mulți ani. Bun, doamna Mihaela Brooks a studiat dosarul și ne bucurăm că este alături de noi pentru că poate pune niște întrebări care nouă să ne scape sau care să nu ni se pară poate concludente. E important însă să știm și să vă aducem aminte că ieri am citit mesajele pe care și le-ar fi dat unul altuia, Sergiu și Dana, sora ta, Florin, chiar în ziua presupusei crime. Acum, anchetatorii și noi vorbeam despre faptul că e posibil ca el să fie cel care ar fi dat mesajele din momentul în care ar fi ucis-o și după aceea, tocmai pentru a-și crea un alibi. Dar, dacă ar fi să luăm încă o dată la puricat mesajele din ziua aceea, părea un fel de conflict între ei, pe niște teme. Ea încerca să spună că va pleca din oraș, că se duce până la Paco să facă nu știu ce. Ea părea nervoasă, i-au scăpat niște cuvinte, cum ar fi, iar ai să mă... Cum ai zis, iar ai să vii și iar ai să mă sfăr... Nu, n-a zis să mă spulberi. Să mai spulberi. Mi-e frică de tine sau mi-e frică să vin acasă. Ea părea geloasă pe el. El părea într-adevăr că îi deranja de foarte multe lucruri, dar cred că cel mai bine ar fi să vedem ce fel de mesaje și-au dat până la finalul zilei. Sunt foarte importante aceste mesaje, de aceea trebuie să fim cu toții foarte, foarte atenți. O invităm și pe doamna Brooks să fie atentă. Sunt imagini și informații cu un puternic impact emoțional. Anchetatorii susțin că la ora 8 seara Dana nu mai era în viață. Cu toate acestea, de pe telefonul tinerei mămici au fost trimise foarte multe mesaje cu tremurătoare. Eu mă duc să mă uit acolo. Pac, în fiecare zi îmi cere să-i dau înapoi banii pe care mi-i-a împrumutat. M-a amenințat. O să-i spun polițistului Manuel să mă ajute, că m-a amenințat. Bine, eu o să mă plimb pe acolo și o să văd dacă văd ceva din ceea ce ne-au furat. Te pup și te iubesc. Bine, ne vedem acolo diseară. Nu mă suna, pentru că mă văd cu Paco. Să n-ai încredere în nimeni. Dana, unde ești? Îmi este foarte frică. Am văzut o mașină ciudată. Niște prieteni de-a lui Paco. Asta e mafia trimisă ca să-i plătesc. Nu mai pot. O să vorbesc cu polițistul Manuel. Dar asta ar însemna să mă mai văd odată cu el. Și tu știi deja. Ăsta e Paco. Sună-l și spune-i să nu mă mai amenințe niciodată. Dumnezeule, trebuia să-mi spui asta înainte. Să-ți dea Ingrid acea cutie. Mă duc într-un colț să vorbesc cu polițistul Manuel. Dacă nu mă va ajuta el, voi vorbi cu acea femeie și voi spune situația. Te iubesc. Dacă nu mă ajută, îi distrug căsnicia. Mă duc să o iau pe Lucia. Lasă prostiile astea, Dănița. Mă uit pe la poligon și nu văd nimic din ce ne-au furat. Au trimis pe cineva care nu e de aici. Dar mâine o să-i denunțăm. Hei, tocmai ce am ajuns la bar. Acum mă duc acasă. Dana, dacă până la 12 nu știu nimic, o să sun la urgențe. Anchetatorii susțin că aceste mesaje ar fi fost trimise de către Sergiu de pe telefonul Danei, tocmai pentru a-și crea un alibi. Deci, dita mai bărbatul, Sergiu,
Zice, iubita mea, mă rog pentru tine să vii bine acasă, să nu-ți facă Paco, Nemer, Nicola, nimic. Dacă cumva, eu astăzi stau să te aștept, dacă cumva, tu până la 12 luni ești vie de acolo, eu sun la poliție. Dar de ce nu te-ai dus, mă, Sergiu, exact, tu din stau mai bărbatul cu nevastă ta, la Paco ăla, care e spaniol de-al tău și vorbiști pe aceeași limbă, să, care zice cu amenință pe nevastă ta și te duci tu cu căi de la bărbat la bărbat și zici, Pacosito, che, nu știu cum zice, che pasa, ce ai tu cu nevasta mea? Ce vrei de la ea? De ce o ameninți? Ce bani vrei să-ți dea înapoi? Ia că ți-i dau eu! Da, el stă acasă, se roagă la Maica Precista și la Fecioara Maria, că acolo știți că e cu procesiune, și zice, dacă cumva tu nu vii, Danita, eu sun la poliție. Extraordinar ce bărbat ești, Sergiu! N-am și mai de ce a lăsat să ajungă toată această situație până în ziua de 12, dacă a fost așa într-adevăr, pentru că el spunea în declarație că a aflat aceste lucruri cu 3 zile înainte, 3-4 zile înainte de dispariția Danii. Deci el știa că Dana este amenințată, că este șantajată. De ce n-a luat atitudine de atunci? Dar totuși, mai e o femeie, Ingrid, care acest bărbat introduce 3 personaje în mesajele lui, dacă el este cel care a compus această poveste. Mie mi se pare totuși și puțin ciudat și tind să cred că poate fi ceva acolo, poate să nu fie el, Sergiu, cel care a scris aceste mesaje, cu toate că ne contrazic datele autorităților. Păi asta apare de pe telefonul lui. Ne contrazic cumva datele autorităților, exact, care spun că telefonul era unul lângă celălalt. Dar numai puțin, Florin, de ce Sergiu? De ce Sergiu? Vreau să specificați, vă rog frumos, că mesajele sunt verificate de 2 ori și sunt 100% scrise de Sergiu. Păi asta, da, asta mă întrebam, de ce introduce 3 persoane? Da? Ingrid, Manuel, polițistul Manuel și Paco. Și cu atâtea detalii, no, Ingrid, cu ce trebuiau să facă unul altul, ce cutie trebuia să ia de nu știu unde. Adică, a creat un scenariu. Păi deci, da, scenariul pe care polițiștii îl pot demonta în secunda 2, domnule. Păi l-au și demontat. Și să vedem imediat. Voi mă puteți pune întrebarea dacă un individ cu capacitate are atâta capacitate încât să facă scenariul ăsta. Păi da, pe de-aia credea Florin că e premeditat. Pentru că din punct de vedere comportamental, sorusa și cu tatăl lui s-au luat la bătaie venind pe ster pentru niște hamuri, da? Adică vorbim și de... totuși, știți ce, eu mă gândesc la un lucru. Acest băiat este liber. După 5 ani. După atâta timp. După atâta timp. E, astea sunt întrebările la care încercăm să răspundem. Și cred că ar trebui, da, cred că ar trebui totuși să fim foarte atenți la aceste mesaje. Dacă ne ascund ceva, dacă sunt anumite detalii pe care noi nu le vedem sau nu le-au văzut nici autoritățile. Doamna Brooks, dumneavoastră ce vedeți în aceste mesaje? În aceste mesaje, în primul rând, cuvântul înainte, de ce nu mi-ai spus înainte, m-a atras foarte mult atenția și mă uitam la minutele sau secundele între mesaje, cât de repede au fost date și s-a răspuns. În același timp, aceste mesaje fac parte din comportamentul post-crimă, pot să spun. Unul la mână, doi la mână. Vedeți că există o metodologie care poate să determine dacă cuvintele folosite de ea sunt ale ei sau nu, chiar dacă au fost scrise de pe telefonul ei. Băi, vă poate spune Florin, aveți dreptate, aceste mesaje ar fi fost trimise chiar la un expert foarte, foarte important din Statele Unite ale Americii, care a și trimis autorităților din Spania un răspuns legat de aceste mesaje. Florin, ce ți-au spus, ce le-a spus acest expert din Statele Unite autorităților din Spania legat de mesaje? Bună seara! Bună seara! Doamna domnișoară! Aș vrea, eu cred că cu siguranță dânsa cunoaște expertul de lingvistică, v-am mai explicat. E cel mai important din Statele Unite. În proporție de 95,3% sunt scrise de asasin. Niciodată nu o să existe un dosar să spună 100%. E maximul ce pot spune. 95,3%. Dar te mai întreb o dată, Florin. A fost chemat Paco la poliție? S-a verificat, s-a făcut percheziție informatică asupra telefonului lui, să-i se ia toate mesajele, corespondența cu Dana, să se vadă dacă se verifică ceva din scenariul ăla pe care l-ar fi făcut asasinul prin mesajele astea pe care le-ar fi scris pe telefon și să le trimită. Bună seara. Au fost chemați toți la poliție. Uh-huh. Toți. Și s-a demontat tot vis-a-vis de Paco, nu? Adică nu este nimic adevărat. Tot. Vreau să vă zic aseară. El este singurul și unicul acuzat de asasinatul Danei de la început.
nu a existat altcineva în loc de el. Am înțeles. Aseară, ca orice femeie care după ce face 3 ore de emisiune cu subiecte din astea, cu căutăm criminali, știți că noi avem 2 acum, deci asta cu Spania și după aia cu profesorul din Vâlcea. Deci de când căutăm criminali, ce face omul cu ce acasă? Își face un ceiuț și se uită la filme cu crime, da? Da. Trebuie să aibă o continuitate. M-am uitat la crima din Orient Express, care a apărut acum pe o rețea de, de streaming. Deci să mai zică cineva că noi facem filme aici. Nu! Ceea ce vedeți inclusiv în acest film este tot o realitate care se întâmplă. Adică nu e că doar în filme vezi asta. Nu! Uite, vezi asta într-un caz real din Spania, în care un criminal poate ajunge până într-acolo încât să închipuie toate aceste povești și încrâncenări și încrengături doar ca să se salveze pe el, și îți dai seama cât de diabolică poate fi mintea unui om și până unde poate merge, după care te uiți la acuzațiile anchetatorilor din Vâlcea, care spun că însăși nevasta i-a dat de pe telefonul ei, pe telefonul soțului, timp de un an de zile mesaje doar ca să acopere aparențele, când de fapt el ar fi omorât împreună cu copilul ei. O spun anchetatorii, nu noi. Noi ne ocupăm de ele și vi le arătăm și dumneavoastră. Da, anchetatorii care înainte de acuzație au săpat, au făcut săpături prin curtea acelei Sigur, femei. Vă deci, dați seama, treceau oamenii pe stradă mai ziceți că și vedeau buldozere săpând într-o curte. Să și... mai ziceți că e de filme? Nu, e din viața reală. Adică ceea ce vezi în filme e luat din viața reală. Filmele nu sunt invers. Inspirate. Păi, întotdeauna filmele, da, exact, sunt inspirate. Adică n-ai cum vreodată să spui că e prea mult. Nu, n-ai cum, că e scenariu. Nu, n-ai cum, uite, e viața reală. Uite. Apropo de asta, Adrian, ziceam să mergem mai departe. Vă vine să credeți că timp de un an de zile m-am dus să văd fetița, pentru că eu îi spun fetița mea, pentru că e fetița mea. Super. Și m-a lăsat să văd fetița după un cristal, spunând că eu sunt periculos și agresiv, fără ca ei să aibă nici măcar cea mai mică dovadă. Spuneau că ori auzit, de aceea eu am câștigat statul spaniol în protecția minorilor cu 9 judecători, mi-au dat 9 dreptate. Da, cât timp v-ați judecat Florin pentru a primi custodia fetiței, surorii tale? Un an de zile și am schimbat un avocat. Unul dintre cei mai importanți avocați din Spania, nu pot să-i zic domn, pentru că nu e domn, Marcos Garcia Monte, dacă îl căutați, o să vedeți că e cel mai mediatizat. Titrat. Titrat, adevărat. Și n-a făcut nimica. Mulțumesc lui Dumnezeu că am dat peste doamna Antonia Barba și mi-a promis că o să am fată. Și ai avut-o într-un an de zile. Fata nu era cu mine. Și toate fata autoritățile spaniole. Fata de la cât? De la ce vârstă? Fata de la ce vârstă este în casa ta? De la un an și aproape 11 luni. E incredibil. Radu Rotaru are detalii importante. Radu, despre ce este vorba? Vorbeam despre aceste mesaje. Ieri am arătat o parte dintre ele și scriptul lor. Iată că astăzi le avem, mesajele propriu-zise, capturi din conversația, deși spusă de Sergiu, purtată de el cu Dana. De fapt, s-ar fi dovedit că tot Sergiu este cel care a scris și de pe telefonul Danei. Și vedem primele mesaje trimise la ora 29 minute, iată, la foarte scurt timp după ce se presupune că Dana nu mai era în viață, așadar Sergiu imediat a și întocmit aceasta, a și început această conversație. Îi trimite cei cu verde, vedem, sunt replicile lui Sergiu, cu alb ale Danei, trimise tot de Sergiu. Dana îi spune că va veni acasă mai târziu, să nu să n-o sune. El o întreabă câteva minute mai târziu unde este. Ea spune că este foarte frică, că a văzut o mașină, că este urmărită, crede că este o mașină pusă de acest Paco și toate aceste informații, și îi trimite chiar și numărul acestui Paco, despre care Sergiu susține că ar fi amenințat-o și șantajat-o pe Dana, și îi spune mai jos că acesta este numărul și mai mult decât atât i-ar fi spus lui Sergiu să îl sune pe acest Paco și să-i spună că știe că Dana este amenințată. Dar deasupra ce se vede? Sunt niște print screen-uri sau ce? Da, sunt print screen-uri. De aici începe, acesta este cel trimis și este în acest print screen, este o altă conversație purtată între Dana și acest Paco.
Această captură de ecran a fost făcută de pe telefonul Danei, cel mai probabil tot de Sergiu, însă este o discuție pe care Dana ar fi avut-o cu acest Paco, pentru că este undeva de la ora 14, sau? Înainte. În ziua respectivă. Nu apare data, ce-i drept. Okay. Nu apare data, dar cert este recentă conversația. Însă, pentru că Sergiu spunea că acest Paco o amenința pe Dana și îi tot spunea să trimită, să-i dea bani înapoi, în această conversație captură, noi nu înțelegem asta, înțelegem într-adevăr și reiese, scrie într-adevăr asta, faptul că Paco îi spune Danei să-i dea 200 de euro, pentru că are nevoie de bani, 200 de euro din niște mii împrumutate, dar nu o amenință, nu îi spune dăm banii că altfel voi face ceva, sau îi cere toată suma, nici de cum, îi cere doar 200 de euro, în comparație cu aproape 8.000 de euro întreaga sumă, 200 de euro nu înseamnă foarte mult. Așadar, acest Paco, din această captură, nu reiese că o amenința pe Dana. Mesajele continuă, le vedem și noi pe următoarele. Repet, conversația pe care am făptuit-o Sergiu, ca și cum ar fi între el și Dana. Iată, vedem în continuare și alte mesaje care sunt trimise la ora 22, deci ceva timp mai târziu. Dana continuă să, așa zisa Dana, de fapt Sergiu, continuă să-i scrie și o să mergem mai departe la următoarele mesaje de aici, pentru că o să rog colegii înapoi, m-am grăbit eu, pentru că vreau să vedem cum Sergiu, la un moment dat, nu mai răspundea de pe telefonul Danei, dând de înțeles, sau asta încercând să arate, că Dana deodată nu mai răspunde. Nu-i mai răspunde la mesaje și că e posibil să se fi întâmplat ceva cu ea. Iată, îi dă și un mesaj vocal. O întreabă, ești la bar, răspunde Dana și acum vă rog să mergem și la ultima imagine, plus alte mesaje în care îi spune că va merge el după fica lor și așa mai departe și știm că el a mers singur la bonă să o ia pe fetița lor. Și iată, vedem ultimul mesaj din ziua de 12 la 22 și 24 de minute, atunci e ultimul mesaj din ziua respectivă, ziua dispariției Danei, iar pe 13... vin alte mesaje, vedem Dana și iar niște mesaje vocale trimise de dimineață, iată, 7:47, 8:10. Asta după ce Sergiu a sunat deja la poliție noaptea acelei zile, de 12 spre 13, la 12:07 a sunat. Și mai spunea Ola. Și mai spunea, totuși vedem că mesajul a fost trimis, dar nu l-a primit niciodată. Asta pentru că telefonul Danei fusese deconectat de niște ore bune. Deci iubita ai dispărut să iar la pe cal la serviciu a doua zi. Păi adică asta zic și mai dai dimineața mesajul ăla, ea e dispărut, ai sunat și la poliție și dimineața dai ola, adică... Despre aceste mesaje vorbea și Florin Fratele, că au fost analizate, iar raportul grafologului a spus clar că sunt trimise de aceeași persoană și anume de Sergiu, ceea ce s-a dovedit și mai târziu în urma expertizei localizării, mai exact, telefoanelor. Cele două telefoane erau la mai puțin de jumătate de metru, din ce am înțeles. Deci, iată încă un argument în plus a faptului că Sergiu a conceput întreaga discuție. Deci ai 95,3% convingerea, conform specialiștilor, că Sergiu a trimis aceste mesaje de pe telefonul lui pe telefonul Danei și de pe telefonul Danei pe telefonul lui, tocmai ca să-și facă un alibi bun. Găsești bâta de baseball cu urmele de păr ale Danei, găsești sânge pe pereții din casa lui Sergiu, îl găsești, îl aleargă poliția prin pădurile alea de acolo, prin Malaga, el cu niște saci în mână, îl aleargă polițaiul, îl aleargă, Sergiu mai rapid de picior, fuge, poliția îl scapă. Și tot Sergiu, care vrea să-și îngroape o fostă iubită, e liber pe cauțiune negociată de vreo 3 ori, că nu-și permitea prima cauțiune și a zis mai lăsați-mă un pic, mai dați-mi mai în jos să pot să vă... Și el e liber. Mai vrea și copilul. Asta nu înțeleg, adică unde-i justiția? Apropo de asta, Florin, el are voie să-și mai vadă, el are voie să-și mai vadă copilul? La fiecare fragmenteos care s-a găsit din sora mea, da? El a fost de cel puțin 13